Salut! Astăzi vreau să vă arăt ce să nu faceți când se confirmă recesiune. Haideți să ne uităm la recesiunea din 2002, le-am luat pe astea mai recente. Deci, când a început recesiunea, cred că a început aici prin anii 2000. A, frumos, piața a început să scadă ușor și a ajuns și a luat deja 51% aproape. Minus 51%, iar recesiunea a fost confirmată cam prin iulie-august. Nu mai țin minte exact. Dar piața era deja la bottom. Bun. Deci avem aici dublu bottom aproape. Urmă e de să vedem în 2008 ce s-a întâmplat cu recesiunea din 2008. Recesiunea din 2008. Deci piața tot așa a luat ușor, a început să scadă, până a luat un 56%. Apoi recesiunea a fost confirmată pe 1 decembrie, în 2008. Dar ce a făcut piața? Ia uitați unde era. Piața deja scăzuse 56% și deja prețul începea să urce. Avem o candelă roșie și apoi când s-a confirmat recesiune, bam, cu o zi înainte, nu cu o zi, cu o lună înainte, de fapt, piața deja urca. Haideți să vedem și în 2020, când a fost COVID-ul. Recesiunea s-a confirmat în aprilie, dar ia uitați piața unde era. Deja era, piața era la bottom, ok? Deci, când ăștia o să confirme recesiunea, o să vedeți că piața va crește. Pentru că vor începe să printeze bani, să intre bani noi în piață, să ajute companiile mari, să le scoată din faliment și așa mai departe. Deci, aveți grijă ce faceți, cum luați shorturile. Shortul trebuie luat dinainte, până să confirme recesiune. Anul ăsta să vedem ce se mai întâmplă, ce știri mai vin. Gata, sper că v-a ajutat acest video și aveți grijă de banii voștri.